Bună seara! E ora 7 trecute fix și ca în fiecare seară la ora asta vă invităm pe Undă Verde ca să discutăm despre realitățile din România și din lume prin prisma membrilor și a simpatizanților Partidului Verde din România. Eu sunt aproape membru simpatizant, un fel de moderator al acestei emisiuni, mă numesc Oleg Brega. Alături de mine e Silviu Dumitru, care e secretar general al partidului, dar și un fel de producător al acestei emisiuni. Înțeleg că ne-a organizat pentru azi o punte București-Moldova, nordul Moldovei, dar Moldova de dincolo ce e de Prut, eu fiind de dincolo de Prut. Îl rog pe Silviu să ne prezinte pe oaspeții de la Suceava, din carantină, și de la Iași. În afara carantinei. Bună seara celor care se uită la noi și celor care vor veni pe parcurs, se vor uita la noi și colegilor. Avem la acest live prezenții doi colegi. Încep cu Dana Ciubotăriță, vicepreședintele partidului și președintele organizației Suceava, și Cătălina Nechitoaie, președintele organizației Iași. Amândoi au niște organizații de nădejde și chiar au ce prezenta activitate. Putem începe să discutăm, nu știu, pe temele de actualitate. Putem vorbi și despre situația coronavirusului, pentru că avem colegul de la Suceava și Suceava e județul cel mai afectat din țară. Trecem așa repede peste, pentru că deja se discută și se tot discută, se va discuta despre coronavirus. Dar și un punct de vedere al colegilor din Suceava, după aia Iași, și după aia temele noastre verzi și activitatea pe care o avem în organizații cu colegii din Republica Moldova. Da, îl rog pe colegul, pe colegul de la Iași, îl rog să oprească microfonul cât timp nu vorbește, sau dacă tot ai deschis microfonul să vorbească el primul. Să ne spune dacă deține vreo funcție acolo sau abia nou în politică și inocent, ca să zic așa. Sunt un pic mai nou, doar din 2004 fac politică. Ați fi reușit să intrați în vreo funcție dacă ați fi participat la alegeri? Nu, deci eu oficial participare doar am avut în 2008 la alegeri, în rest am făcut doar control din punct de vedere al alegerilor, am fost foarte membru în birou electoral județean în cel mai mare parte când am fost pe parte de alegeri. Pentru buna funcționare a democrației e necesar și asta. Și eu am fost de multe ori participant în birouri la alegeri, și pentru ONG-uri și pentru partide. E bine să știm cum funcționează treaba din interior și să fim siguri că nu suntem furați acolo la număratul urnelor, la număratul voturilor. Nu se mai fură la urne. Acum se fură cu suveica. Acum se fură cu propaganda din cei 4 ani de până la alegeri. Sau cu resursele administrative. S-a mai emancipat alegătorul, nu mai este chiar cum era înainte. Acolo unde e mare sărăcie nu prea ai emancipare. Nu. Poate în Iași, în Suceava, dar în satele de pe la Vaslui, de exemplu, sau deci din Telerman. În sate contează foarte mult omul care îl propui pentru a fi candidat. Și de regulă, omul care aduce cele mai multe voturi e un baron local care i-are la mână pe toți, și pe antreprenori, și pe polițiști, și pe oamenii săraci. Uite, noi am încercat, vorbesc din punct de vedere a Iașului, noi am încercat să găsim oameni cât mai noi. Sunt oameni care nu au făcut deloc politică. Anumite comune care omul nu a făcut deloc, este antreprenor local, dar nu a făcut politică. Dar s-a lovit de foarte multe chestii în ultima perioadă. Și asta, domnule, parcă ar fi momentul. Și domnule, nefiind de a făcut proiectul care a fost prezentat de către mine sau de către colaboratorii mei de la Iași, și chiar sunt oameni care chiar au venit, chiar și din propria inițiativă au venit. Acum o să ne fie mai ușor, pentru că între timp, de la mijlocul lunii aprilie, deținem și un sediu în municipiul Iași. Doar că nu îl puteți folosi pentru că nu vă puteți deplasa, pentru că e izolare la domiciliu și restricție de deplasare și de întrunire. Mai mult de 3 oameni nu se pot aduna. Nu e o problemă. Facem 3 oameni la sediu, alți oameni acasă prin videoconferință și pe poate. De asta e foarte mult online, nu trebuie promovat.
și dezvoltat. Vedem că și școala se face online deja, și ședințe de partid, ședințe de guvern și de parlament se fac online. Mulțumesc pentru relatarea din actuala capitală a Moldovei. Să vedem ce zice vechea capitală care e în stare de asediu. Hristos a înviat, m-au auzit? Da, auzim, vorbiți. Da, astăzi ar trebui să amintesc la început că pe 22 aprilie 1990 s-a făcut primul pas în piața Revoluției. Cei care au o vârstă aproape mie sau chiar mai în vârstă decât mine țin minte acea mișcare frumoasă, mândră, tânără, care am zis, fără comuniști, noi luptam împotriva lui Ion Iliescu, Dumitru Mazilu, care era o perioada aceea, Bârlădeanu, care omorâ Dan Marțean, erau vechea gașcă a comuniștilor. Un grup de inimoși tineri se adună în piața universității, de la balconul unde s-au lansat și președintele Emil Constantinescu, candidatura pentru viitorul președinte al României, au pornit acea flacără a libertății care s-a dus până în 1996, când convenția ajunge la putere. Deci azi împlinesc 30 de ani, de fapt, ieri 30 de ani, de când a început mișcarea în piața Revoluției. Mă gândesc că colegul meu de partid, domnul Sirius, s-aduce aminte, nu? Că suntem cam de aceeași generație. Ce să spun despre Suceava? Eu chiar lucrez la spital. E un lucru nu prea plăcut. Lucrurile, zic că o scăpa la început de sub control, acum poate și mai degrabă, nu știu, vom vedea într-o săptămână, două. Frică, emoții. Eu cel puțin am avut și de suferit când mi-au murit mulți prieteni care i-am cu dragi mie, deci, de iarăși de vreo 30 de ani, e neplăcut să deschizi Facebook-ul sau să te sune cineva, știi că a murit cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, știind că te-ai văzut cu el înainte de a începe pandemia asta de COVID. E dureros, lucrurile astea, nu știu. Acum, cum se va finaliza și partea, mă gândesc și la partea cealaltă, partea legală, cine va răspunde de ceea ce s-a întâmplat, vom vedea în viitorul apropiat. Dar vreau să subliniez ceva și din nefericire, nu știu cum se întâmplă că ne conduc pedeliștii care au mai avut experiența 2008 când iarăși au ascuns ce au ascuns și au făcut ce au făcut în România. Deci eu sunt convins că actualul prim-ministru al României îl va apăra pe Gheorghe Flutur de ce s-a întâmplat aici, pentru că Flutur a fost cel care a pus și a întins mâna de a ajunge președintele PNL-ului și de a fi prim-ministru. În schimb, în ședința de azi a guvernului, premierul Orban a dat indicații secretarului de stat care era de la medicină, nici de cum să nu revină în funcție fostul șef de spital județean de la Suceava, pentru că îl Directorul medical consideră... a revenit. Deja a revenit, dar probabil Deci va pot. fi scos în scurt timp, la fel cum au scăpat și de străinul Cercel, tot azi. Da, am auzit și de străinul Aveți Cercel, vreo da. părere de ce s-a întâmplat asta? Era neglijență acolo sau erau mai mulți veniți de peste hotare sau cum s-a întâmplat? Sau lipsă de dotare a cadrelor medicale? Cum s-a întâmplat focar Eu de mi-am spus un epidemie punct de fix în vedere. spital? Eu mi-am spus un punct de vedere asupra spitalului de acum vreo, eu știu, mai bine cam un an de zile. Era greu să vorbești despre spital atât timp cât conducerea era, tenea în mână tot ce se întâmpla acolo. S-a vedea. Depinde de ceea ce se dorește, nu știu. Motivul foarte Conducere simplu. politizată, nu trebuie să ne ferim, Dan, Da, sunt politizate politizată. conducerile spitalelor și ale Tuturor, instituțiilor tuturor. statului, iar noi în programul nostru politic avem ca și capitol important deci, depolitizarea instituțiilor de la, nu știu, rangul 3 în jos, adică ministere, secretar de stat și poate anumite, dar nu te duci să politizezi și conducerile spitalelor, pentru că asta se întâmplă în România. Cei care partid că vine la guvernare schimbă directorii de spitale ca să-și pună doctorul favorit care e membru la ei. Adică nu se merge Doctor pe... economic, inginerul, nu știu, Da, nu numai pe adică acolo trebuie să sau fie un era inginer management economic. profesional și niște oameni profesioniști, nu puși pe criterii politice. Eu am Sunt aici. deranjat că chiar în primele zile după ce s-au centrat țara noastră o retras acea diplomă pe care spitalul a luat-o acum câteva luni de zile, mai exact, parcă în septembrie anul trecut, dar de fapt acea diplomă a luat-o fostul manager sau managerul suspendat la Tigărâm. A luat-o pentru că sunt 1.400 de angajați în spitalul care au depus un efort să ajungă în momentul jos. Iar președintele României au retras-o fără să mai țină cont de nimic și o să spate. Cătălin Aici vrea am să vorbească, avut. că stă cu microfonul deschis și îi bruiază pe toți. Dacă nu îl lăsăm să vorbească, nu o să ne auzim noi.
Normal, vezi de asta. Nu, ideea este alta, nu e vorba. De ce neapărat într-un spital trebuie să fie manager un doctor? Eu asta n-am înțeles niciodată. Sau de ce la o fabrică, la undeva trebuie să... Nu, managerul este omul care, cel care asigură managementul. Ar trebui un specialist în management. Directorul adjunct, cel care știe partea medicală, că partea tehnică, nu toți doctorii o știu. Sunt foarte puțini doctori. Este asta. Nu ai management, este foarte, foarte ușor de luat, de citit ca o carte. Dacă nu e vorba de pus în aplicație, este foarte Da, da, managementul trebuie să fie asigurat de o persoană care este în domeniu și știe. Nu poți să pui manager la un spital cineva care îți vine din agricultură. Nu. Da, dar s-ar putea managementul nu are nicio legătură. Deci poți să ai doctori care pot face niște cursuri de management, pentru că nu e așa greu. Managementul nu e o chestie să spui că mamă ce universitate e. Nu, să faci un curs de câteva luni de zile, de acreditat, sunt niște chestii clare, mai ales că deci nu e așa mare lucru să fii manager, trebuie doar să fii bine intenționat și poate... corect cu oamenii de sub, cu întreprinderea, cu unde lucrezi, adică poți să nu fii, adică n-are nicio treabă cu, deci poți să fii un manager bine pregătit, dar rău intenționat și atunci nu folosești nimic. Adică și poate dacă participi... Te refer la cunoștințele lui sau la ceea ce vrea să facă, păi poate să fie el bun la nota 10, la unde a făcut el cursul de management, dar când îl pui acolo, el face alte chestii, corupție, mecherii și alte lucruri. Deci, aici era problema. Am o echipă bună și să asculte de cei din echipă, că dacă îi flituiește sau spune că eu sunt cel mai bun și celălalt zero, tot nu se va ajunge la un consens. Cum a fost la Suceava, aici s-a întâmplat. Managerul se credea un fel de Dumnezeu, i-au flituit pe toți, au scăpat de toți care erau mai buni înaintea lui, în 2 ani de zile, și au ieșit și au ieșit, din nefericire. Chiar dacă mai târziu au revenit câțiva care au fost înainte 1-2, nu au mai putut să facă mai mult decât acum. Presupun că pentru astfel de funcție trebuie să facă concursuri de selecție. Absolut, și eventual da. Să participe oameni care au mai făcut management, eu știu, la un spital mai mic, de exemplu, sau la orice altă structură, ca să demonstreze că a fost capabil ca manager sau manageră. Dar nu așa, pe ochi frumoși sau că e medic, doctor emerit și pff, am văzut ce a făcut. I-a chemat pe toți în aceeași încăpere și bolnavi și suspecți și obosiți și de acolo probabil a pornit focarul. Managementul da, nu se poate de pe o zi pe alta. Aici e problema. Managementul este în decurs de câțiva ani. Experiența a oprit efectiv plecând de jos, plecând chiar din vânzare door-to-door. Sunt manageri de multinaționale și de firme care au plecat din vânzare door-to-door. Ai experiența comunicării directe cu cumpărătorul. Comunicarea directă. Da, el a trecut niște etape. Foarte mulți manageri la ora actuală, nu neapărat din spitale, vorbim acum de spitale că e arde, dar vorbim, foarte mulți manageri au sărit foarte, foarte multe trepte. Au ajuns prea sus, cu pile, cu cum s-au ajuns toate astea și se vede că nu au experiență. Eu pot vorbi, de exemplu, și din Republica Moldova, domnul Vitale, pe care este președinte, că am avut o întâlnire acum, chiar înainte de a fi pandemia, am avut o întâlnire cu directorul meu de la Salubris. Eu lucrez la Salubris Iași și omul este foarte bine dotat pe parte de management. Adică a putut să facă aproape o oră, a ținut un monolog pe parte de management. Omul se vede că cunoaște. Adică este un om care schimbă ceva. Adică omul când schimbă ceva și schimbă în bine, se vede. Haideți să vorbim de niște spitale care se vedem că sunt paragină și toate astea. De ce? Pentru că managementul a fost foarte prost. Nu contează cine, ce spital, cum este spitalul. Dacă vorbim de spitale, haideți să vedem un pic și partea latura asta omul, pentru că un manager are o echipă, nu face singur. Dacă face singur, vă dați seama că e tiranie. Dar având o echipă, normal, în echipa aia este și un doctor, chirurg, care știe ce înseamnă parte de chirurgie asta, un doctor de UPU, care știe ce înseamnă parte de UPU sau asta, un medic care se ocupă de parte de întreținere și toate, un administrator de asta, care știe efectiv. Asta înseamnă o echipă de manager. Nu trebuie să fie. Un manager este cel care știe să conducă, care știe să ține oamenii în jurul lui. Acum, dacă vorbim de legea 95/2006, care spune modul în care e organizat sănătatea, inclusiv de la spitale, vorbim medicii familiei, tot ce există farmacii, spitalul se compune ca și conducere, manager, director de medical, director de îngrijiri, director economic. Și mai departe, dacă, cum e Spitalul Suceava, dacă, de exemplu, Consiliul Județean care e subordonat, de spitalul e subordonat Consiliul Județean, acceptă director administrativ, director tehnic, mai departe, alte structuri,
bine motivate și ancorate. Deci lucrurile, eu spun după lege, că cunosc treaba asta. Dar e pomenit deseori Rareș Bogdan, că îl dădea exemplu pe Flutur, că a făcut menuni cu Spitalul Județean de la Suceava. Ce a fost acolo? Investiții, bani europeni, în ce i-au băgat? În reparații de sediu sau construcții de sediu nou sau aparatură sau instruire de personal? Oricine vine în municipiu și vede spitalul și face o comparație, se uită pe un istoric, cum arăta și cum arată, e diferență mare. S-au băgat undeva peste 50-60 de milioane de euro. Dar exact cum i-a spus și președintului Consiliului și spun și acum, o cameră văruită de 10 ori pe an nu salvează viața unui om. O cameră care o dotezi cu o aparatură sau cu mobilier de 10.000 de euro și o spun la 2 ani, tot nu salvează viața omului. Ai nevoie de oameni, de specialiști. Ai nevoie să-i aduci, să-i aduci cu vorba, să vorbești cu discuții plăcute. Nu cu pac, și tu ești râmbul. Nu, ai nevoie de altfel, ai nevoie să fii management în adevărată sensul cuvântului, să-l lași pe directorul medical să-ți facă treaba, sau să-l schimbi, să aduci pe altcineva care știe să facă treaba, sau să discuți în echipă. Nu numai tu să gândești, să spui că aia e bine, aia e rău, aia e bine, aia e rău și de fapt să mergi cu drum greșit, iar când tot mergi, te afunzi, nu-ți dai seama că drumul ăla nu are o finalizare. Deci aici e mai mult de discutat. Și asta e de vină și cel care subordonat spitalul, ca Consiliul Județean. Când tu, președintele Consiliului Județean, vezi că îți pleacă medici buni de acolo, vezi că ai niște lucruri care apar prin presă sau apar comentarii la niște articole, iar tu te faci că nu vezi, înseamnă că sunt două lucruri. Ori ești prost ca și președintele Consiliului Județean, ceea ce nu e cazul lui Gheorghe Flutur, sau accepți anumite chestiuni, ceea ce poate chiar e cazul lui Gheorghe Flutur. Nu știu, a spus un sau. Deci de-aia discuția e destul de amplă, iar cine va intra în amănunt și va avea curaj să sape, vă spun, va avea curaj. Pentru că sunt că Gheorghe Flutur a fost ministrul agriculturii. Ca să încep să-l anchetez pe Gheorghe Flutur, ai nevoie de semnătura președintului. Ca să ajungă la președinte, trebuie să fie anumite chestiuni. Deci noi vorbim acum de niște lucruri care, ipotetic, se pot întâmpla, dar teoretic m-aș îndoi că se poate întâmpla să-l vedem pe Gheorghe Flutur, alături de Vasile Râmbu, că dau cu subordonatul în fața unui procuror. A, să dea așa, ca să dea, cum am făcut noi, un live, să dea la treaba asta, ia ceva, dar să finalizeze cu ceva, m-aș îndoi. Și spun de ce cauză. Sunt niște pași pe care i-am mintit și al doilea rând. Sunt mulți dintre cei care vor merge pe mâna lor, care au fost creați de ei, făcuți de ei, școliți de ei, sunt copii școlile care au fost gândite de ei. Tocmai la început a spunea că 30 de ani de când au intrat piața Revoluției, 30 de ani de când a trecut de la 31, facem în decembrie, de la Revoluție. În cei 30 de ani s-au schimbat multe, s-au schimbat generații de securiști, s-au schimbat generații de oameni care gândeau și gândesc alții. Multe lucruri, deci e destul de complicat. Dar ca să finalizăm, dacă politic se vrea, se va ajunge la un final. Dacă politic vrea să acopere ce s-a întâmplat la Suceava, ne vom plânge mai departe morții, ne vom aduce aminte de ei cu nostalgie și atât mai mult nu putem face. Apropo de politic, am văzut pe pagina dumitale un, să zicem, slogan electoral, că România are nevoie de investiții în agricultură, autostrăzi și în turism. Ați revizuit sloganul ăsta acum după o lună, după 40 de zile de carantină? Are nevoie de investiții lucruri, și în spitale, de exemplu, și în factorul uman? Și în factorul, deci normal și în factorul uman. Dar în primul rând, ca să poți să legi nordul Moldovei sau Bucovina, sunt Bucovina meu din Iași, nordul Moldovei, ar trebui să ai autostradă care începe să înceapă de la Iași, să poată să ducă pe la mine, să meargă, sau nordului, să ducă pe partea cealaltă spre Gura Omorului, Vata Dornei, să iese spre Bistrița, ca să poți să legi toată zona, partea cealaltă, să poți să scoți marfa, să aduci turiștii din vest, te aduci în nord. Aici arăta și în Iași, aici arăta și în Suceava, aici arăta și în Republica Moldova, aici arăta peste tot. Dar dacă ai drumuri proaste și n-ai o infrastructură bine pusă la punct, nu prea vin oameni. Dar mă întrebam mereu de ce vă doriți autostradă spre vest și nu vreți întâi autostradă spre capitală. Să plece mai ușor moldovenii la munci, cel mai des la Negru, peste hotare, sau să vină turiștii, cum a zis dumneata acum, sau sperați să mute capitala undeva în Ardeal? Îmi dai voie mici? Da, sigur. Ideea vorba de autostradă este o chestie din punct de vedere economic. Moldova a fost tot timpul ignorată. Moldova este o zonă agricolă, foarte mult. A fost o zonă industrială, dar s-a distrus tot. Știu că aici foarte multă lume o să-mi spună mie, dar de ce? Pentru că toată zona României în special, exportul nostru se făcea către Est, nu către Vest.
Și aici a fost distrusă. Eu, de exemplu, știu foarte bine chestia asta pentru că bunicii mei sunt în apropiere de Ungheni. Zona Iași-Ungheni este calea ferată care mergea către Republica Moldova și mai departe către... Chiar era mai folosită decât partea de Siret, partea Suceava. Foarte multe exporturi se făceau înainte de 90. Mi-amintesc că foarte mulți ani Ceaușescu era certat cu conducerea URSS-ului și avea mai multe legături cu Africa, de exemplu, și da, cu Occidentul. În Africa este cu, avea un parteneriat aici, cu americanii. Aici cu Africa este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Cu Africa a fost totul altceva. Uite-te acum la partea cu Africa. Cine deține foarte mult din economia Africii? China. Dacă nu se interesează nimeni, se duce Rusia și China acolo. Da, dar Ceaușescu s-a dus printre primii și automat le-a luat înainte și au trebuit... A dispărut colegul nostru de la Iași, era foarte hotărât, dar avea semnal... Da, a revenit. O calea simplă, cea mai ușoară, este cea rutieră și cea aeriană. Zona Moldovei nu este niciun aeroport care să fie cargo. Adică să transporte nu marfă. Ai, deci nu poți să faci transport de marfă. Nu ai nicio infrastructură pentru a duce. Eu de la Iași până la Suceava fac o oră, fac două ore aproape. Dacă ar fi să merg legal, cred că aș face trei ore. Sunt ambuteiaje sau? Poftim? Sunt ambuteiaje sau sunt multe localități nu, cu restricții de viteză? Trece strada prin foarte multe localități. Am înțeles. Automat. Al doilea lucru, feroviarul. Noi am distrus ce înseamnă feroviarul. Pentru cel mai ieftin transport, după cel mai maritim, este feroviarul. Deci noi numai pentru a face buzunarele pline la unii, așa zici, investitori, s-a distrus CFR-ul. CFR marfă, CFR infrastructură, tot, CFR călători. Pentru că eu de la Suceava la Iași, decât să-mi vină 40 de mașini, mai bine vine un vagon. Dar acel vagon de la Suceava până la Iași îmi face două ore jumătate. Pentru că trebuie să oprească din gară în gară. Deci, infrastructura este foarte proastă. Deci, vă zic, deci, dacă ar fi să facem o autostradă, cum tot se leagă autostradă, tot se zice de autostrada A7 și A8-ul, eu aș fi mers și chiar am propus, eu am trimis adresă, eu am terminat siguranța și permanența circulației rutiere. Eu am trimis adresă la minister, bineînțeles, n-am primit niciun răspuns. De ce să fac eu autostrada Iași, Piatra Neamț, Târgu Mureș? Am trei zone în care sunt rezervații naturale și toate ce înseamnă, pentru că asta a fost de asta și comunal. De ce nu facem Iași, Târgu Neamț, Bistrița Năsăud? Putem lega automat foarte ușor zona Sucevei, Fălticeniu și cu Gura Humorului, Vatra Dornei și Câmpul Moldovenesc. Am câștigat toată partea de nord, plus și partea de sud, avem și autostrada Bacău-Brașov. Am rezolvat toată partea est-vest, am rezolvat și nord, am rezolvat și sudul. Deocamdată nu iar sunt legătura... decât vise, planuri și un metru de autostradă făcut la mișto. Deci, nu, sunt niște planuri făcute pentru că cineva a avut interes să dezvolte zona Târgu Mureș, Harghita, Covasna, știm foarte bine ce formațiune politică. Și de asta s-a făcut chestia asta. Iar Moldova se știe foarte bine că nu s-a dorit foarte mult din alte puncte de vedere de a fi dezvoltat. Nu s-a făcut nici la Craiova. La Craiova tot s-a mai făcut niște investiții. Deci s-a făcut o sală, hai să luăm și partea asta, s-a făcut o sală polivalentă, s-a făcut un stadion, s-a făcut niște investiții care de imagine măcar, dar sunt făcute. La Iași nu s-a făcut nimic. La Iași trebuia distrus tot, inclusiv actuala fabrică care tot acum începe toată lumea să o laude, antibiotice. Pe vremea Alianței DA, un anumit deputat de Iași a dorit desființarea acelei fabrici pentru a face cartier de vile. Dacă sunt puține vile la Iași? Nu, acum se fac blocuri multe. Bine, acum noi cei din Moldova avem și marele dezavantaj că te vecim cu rușii. Tot timpul, dacă ne gândim bine, Cuza, o capitală la Iași. După care și vă dați seama că cazacii erau la o lungime de băs și când aveau chef, intra și jefuia când doreau ei. Până și-au făcut armata, până au avut modelul francez al lui Napoleon al III-lea, noi cam eram aici tranșați, jefuiți.
după care și-au mutat la București. Asta a fost Ceaușescu, nu a vrut să investească în partea noastră pentru că știa că zona asta e aproape a drușilor. Eu ceea ce am citit, ceea ce știu, dacă colegul meu sau cine dumneavoastră știți ceva mai altceva, puteți să spuneți. O vreme dar cât era Imperiul Rus până la Prut, da, erați vecini cu rușii, dar acum nu uitați că e Republica Soră Moldova, care e al doilea stat românesc, după aceea e enorma țară Ucraina și abia după aceea e Rusia. Nu știu dacă vă mai doare atâta Rusia, care e hârt aproape de Ural. Cătălin, te rog, închide microfonul. Mersi. Acum mă atorea să fac. Da, da. Mă auzi? Da, da. Pe 24 ianuarie 1992, România a avut marea șansă de a se uni cu Republica Moldova? E, într-o zi. Asta nu e o mare șansă dacă e o ocazie de o zi când s-a întâlnit Iliescu cu Snegur. Unirea trebuie să se facă cu voința ambelor populații. Mircea Snegur a fost de acord. Ion Iliescu a fost de acord. Chiar l-a trimis pe Talpeș, pe Ioan Talpeș, care era consilierul lui pe probleme de politică externă, să discute condițiile și tot. Nu s-au înțeles în seara de 24-25 cine să ia puterea și cine să meargă mai departe. Eu am fost în hotelul Unirea când s-au semnat acea declarație de unire. Și Băsescu a venit la Voronin și a zis haideți să facem unire. Și Voronin i-a zis pașol. Da, la glume din astea nu se fac. Unirea se face prin voința populației, nu pașnic, democratic, dacă vrem să fie temenic, că și unirea din 18 a fost pe vecie și a durat doar 22 de ani. Și nu uitați că tot în 92 a început și un război la Nistru, tot din motive de unionism sau din motive din astea, naționaliste. Bun, să revenim la Iași. Iată, Cătălin și-a pornit din nou microfonul, vrea să cuvânteze. Nu, e vorba de unirea, nici nu era acceptată. Chiar dacă noi o făceam, nu o accepta nimeni pentru că nu era pe marile puteri care conduc. Problema acum să discutăm... Era, știu că am trăit, am văzut documentul, l-am semnat, știu, nu mă poate... Da, e documentul cel irelevant dacă majoritatea populației Republicii Moldova nici acum nu vrea. Majoritatea moldovenilor nici acum nu vor unirea, din cauza de propagandă. Păi aici vreau să revin, pentru că se vede că blocul unionist din Republica Moldova este foarte divizat. Tot ce înseamnă parte de Europa, să vorbim de Europa, nu știu exact câți moldoveni la ora actuală au cetățenia română și câți moldoveni din cei care sunt cetățeni români mai sunt acum în Republica Moldova. Pentru asta ar trebui să știe statul român, pentru că cei mai des treceau pe aici cu pașaportul, nu? Statul român nici nu ne spune câți cetățeni sunt. Se pare că s-a scăpat Băsescu cu vorba și a zis că-s vreo milion. Dar statul român actual fără Băsescu nu știe câți cetățeni români au trecut. Hai să vorbim, dacă acel milion de cetățeni moldoveni ar fi în Republica Moldova, ceea ce am discutat și domnul președinte Călinescu, ceea ce am cerut și eu, votul obligatoriu. În momentul respectiv, nu ai votat, nu contează, online, nu contează, ai vot obligatoriu. Pentru că în momentul respectiv, nu mai poți să fii, să spui, domnule, dacă aș fi fost la vot, aș fi schimbat, sau ce aș fi făcut eu. Nu, domnule, ai un dreptul, ești cetățean, ești obligat, să ai niște obligații. Să votezi, nu, indiferent pe cine. Anulezi votul, votezi pe un partid, votezi, nu vrei să votezi, dar să fii obligat să votezi. Pentru că rezultatul votului mă tem că nu va fi diferit și mă tem că următoarea obligație va fi să votezi pentru cine trebuie. Nu neapărat, nu e vorba de cine trebuie, pentru că prin vot obligatoriu nu mai poți să mai controlezi, pentru că acum dacă te uiți atent, și în Republica Moldova am văzut că acești situații, prezența la vot este foarte mică. De la 60 ceva, 70% s-a ajuns la 40%. Restul de 60% ce fac? Depinde cu cine comparăm. În țările occidentale nici atâta nu participă. Noi încă avem entuziasm și participăm la vot, credem încă votul nostru contează. Și contează, dar trebuie să o facem conștient. Eu nu cred că cei 40-60% care nu merg la vot ar avea alte intenții. Ar vota cam la fel, la întâmplare. Nu au cu cine vota. Nu au cu cine vota. Și aici trebuie să găsim, aici noi trebuie să găsim mesajul care trebuie să ajungem în primul rând la cei oameni, să vadă că în noi suntem o echipă care dorim altceva. Corect, așa e. Cu alte metode, cu alți oameni, de acord, trebuie să nu îi atragem de oameni. Vorbim două chestii diferite, care am început-o la început. De exemplu, la nivel de sat,
iau coarnele cape din Iași, care dacă spune cineva unde coarne cape, vă spun că la nivel național nu știe nimeni. Am făcut masterat la Iași și nu știu unde sunt coarnele caprei. Păi asta zic, mă duc eu pe Anechitoaie Cătălin, mă știe să spunem 10 oameni. Deci tot omul de acolo trebuie acolo. Și omul de acolo, de obicei, vă dați seama, ori este cel care a fost la un moment dat în conflict cu primarul sau cu cine a fost acolo cel mai puternic, acel om, într-un fel, trebuie atras. Om care nu a făcut deloc politică. Pentru că el vede altceva, altfel vede, au început oameni deja și la țară. Vă uitați că toată lumea are internet la țară. Marea majoritate a zonelor. Dar în păcat de la mine la 10 km de ea și asta nu am internet deloc. Dar vedeți acum, că e o problemă acum cu învățământul la distanță. Se constată că unii copii absentează de la ore pe motive elementare, că nu au adesea curent în casă sau apă curentă în casă. Cu atât mai mult computer, telefon conectat la internet. Sau vreo 4 copii și au un singur device pentru toată familia. Și... Păi nu. Problema este că nu se dorește încă resuscitarea învățământului. Se dorește, lasă-l că merge și așa. Și nu se dorește echilibrarea șanselor. Rămân o grămadă de zone foarte sărace și alții o duc foarte bine. Clujul, București o duce foarte bine, chiar alături Telermanul moare de foame. De ce? Pentru că nu s-a dorit în vizită. Este același lucru care se întâmplă și, de exemplu, și în orașul Iași. Eu, de exemplu, stau în Alexandru, într-un cartier din oraș, duc copilul lângă școală la mine, care este la 50 de metri. La aceeași școală, pentru că este o școală foarte bună, deși este școală de cartier, vine și omul care stă la 10 km de Iași și aduce copilul aici. Vine și cel care stă în cealaltă parte de oraș. Asta înseamnă o aglomerație. Deci sistemul american, din punct de vedere a regionalismului, mi se pare foarte ok. Dom'le, te-ai mutat în zona respectivă, duci colegul în zona, duci copilul în zona respectivă. Tu, ca profesor, dacă te-ai mutat în zona respectivă, te duci și predai la școala respectivă. Nu că eu sunt profesor, nu știu, de 70 de ani și mă duc și predau la același liceu pentru că așa vreau, dar mă mut la 100 de kilometri. Asta înseamnă un ambuteiaj care se face la nivel de toate orașele și la tot ce înseamnă chestia asta, ambuteiaj din punct de vedere al traficului. Apropo de trafic și de ambuteiaj, am văzut pe pagina unuia dintre dumneavoastră, probabil al lui Cătălin de la Iași, o acțiune civică pentru pedalat. Las că autostrăzi, asta stimulează creșterea economică, dar în orașe, în urbe, nu e așa că trebuie încurajat omul să renunțe la mașină, să meargă cu transportul public și mai ales cu bicicleta. Că Iașiul nu e foarte deluros și se poate pedala acolo într-o veselie și cam tot anul împrejur. Și deal, sunt și zone. Între membrii Partidului Verde este și domnul Cătălin Bălan. Dacă îl căutați pe Facebook, îl găsiți persoana care a făcut aproape 6.000 de kilometri de la Polul Nord la Iași pe bicicletă. Deci a venit chiar asta și i-a plăcut proiectul care e asta și chiar s-a înscris, este înscris, este membru activ în organizația Iași și cu el chiar am făcut niște planuri care trebuia să le punem în aplicare, dar din păcate venind pandemia s-au cam stricat multe planuri. Dar care e situația în ambele capitale? Care e situația până la pandemie? Aveți măcar un kilometru de pistă biciclistică? Aveți parcări supravegheate și... Haideți că lăs pe colegul de la Suceava să vorbească el, pentru că să nu fac monopol. Da, da. Avem la Suceava, primăria aici au marcat pe trotuar, ce m-au împărțit trotuarul în două, o parte, sau unde era mai lat, o treime pentru bicicliști și o două treime pentru pietoni. Dar nu e ceva construit. E rămas tot pe scheletul vechi a comunișilor, să zicem, treaba asta. Va mai mult, că multe dintre trotuare au fost și îngustate ca să aibă loc de parcare. Și e absolut anormal să faci piste de biciclete pe trotuar, pentru că cel mai des nu sunt coborâte bordurile și e cursă cu obstacole și pe acolo pietonii tot timpul sunt responsabili să bagă peste pista biciclistică, sunt copii, căței, e foarte periculos să bagi bicicliștii în zona pietonală, pentru că ei sunt cu bicicletă, deseori bicicletă grea, periculoasă și e mare pericolul pentru pietoni, nu pentru bicicliști. Mai bine lasă pe bicicliști pe prima bandă, pe unde... Dacă nu sunt parcate mașini. Mare plăcută să întâlnească și un stâlp care nu-l ocolește. Se oprește în stâlp, ajunge bicicleta, trebuie să coboare, să ocolească stâlpul, după care să meargă mai departe. Chiar aici în București am văzut acum, în Buclă, în drumul Taberei, s-a evacuat mașinile toate de pe trotuar și s-a desenat o pistă biciclistică de un metru. Bine că e numai pe o singură direcție.
Dar în metru acela mergi, dai de bordură, după care dai de stâlp, ca să nu intre mașinile pe trotuar, au pus stâlpișori, piloni pe marginea trotuarului. Și poftim, cursă cu obstacole, total irațional. Și mașinile le-au refugiat pe prima bandă de carosabil, mașinile parcate. Dar carosabilul cel a fost construit cu straturi groase ca să țină pentru transport. Și acum el folosit ca parcare, iarăși irațional, mai bine îl lăsau pământ gol sau puneau ceva, niște chestii de beton dacă îl folosesc ca parcare. Prima bandă ar trebui să fie pentru transportul public și pentru biciclete. Asta e cel mai rațional. Sper că țineți minte asta și că o să folosiți. Înțeleg că nu mergeți pe biciclete sau nu foarte des. Ba, da. Infrastructura nu pe... Hai să fim acum și ne uităm și la partea de infrastructură în marea majoritate a orașelor. Sunt orașe în care ai liniile de tramvai. Eu am avut o discuție și cu primarul, care am făcut și o adresă oficială. Dar atâta timp cât nu ai linia de tramvai la marginea șoselei, pe laterale, nu poți să faci fluidizarea traficului. De exemplu, în Iași, dacă ai spus că în Iași ai linia de tramvai pe mijlocul străzii. Deci nu poți să faci bandă flux continuă pe mijlocul străzii, indiferent cât ai vrea. Automat, dacă aveai linia de tramvai pe margine, nu mai aveai mașini parcate. Putea să merge mijloacele de transport în comun, plus nu biciclete. Biciclete trebuie pistă separată, fără a inclu, plus mașini electrice. Cum se știa. În momentul respectiv, având pe mijloc două, trei, patru benzi libere, puteai să faci fluidizarea traficului, trei benzi dimineața de intrare și o bandă de ieșire și iar seara trei benzi de ieșire și doar una de intrare, pentru că acumulai traficul. Acum traficul este foarte diferit pe față de înainte. Acum foarte mulți oameni stau, și nu numai în Iași vorbesc, în foarte multe stau în prejurul orașului, în zona metropolitană. Dimineața vin și aduc copiii la școală sau vin la servici, automat se aglomerează partea de intrare. Iar după amiază, după ce iau copiii de la școală sau termin servicii, se aglomerează partea de ieșire. Automat, nu mai cum să diferențiez traficul respectiv, să-l dirijez, pentru că nici infrastructura nu permite. Nu permite. Cum este Clujul, cum este Brașov, care se permite, se poate face, sunt străzi late care s-au putut face sensuri unice. De exemplu, eu vorbesc de Iași, în care în Iași nu ai cum să faci acele sensuri unice, pentru că Iași este așa de natură construit și nu poți să-l faci pentru că oricum ai face, într-un loc se blochează. Și se întâmplă ceea ce se numește gâtul de sticlă, da? Da, Bottleneck, dar nu este numai un unde gât de sticlă, din se păcate. oprește traficul, se face ambuteiaj, pentru că e o Din îngustătură păcate, sau e un semafor. la Iași sunt vreo 6 gâturi de sticlă. Nici cu autostradă nu se va rezolva, să face o centură a orașului de tip autostradă, nu se va rezolva acest gât de sticlă, atâta timp cât toată partea comercială este masată în centrul orașului. Ar trebui făcute centre comerciale, centre business la ieșirile din oraș. Pentru momentul respectiv, nu toți, de exemplu, prieteni din IT care lucrează în centrul orașului stau în comunele limitrofe Iași și automat ei vin către centru, nu se opresc la intrarea în oraș. Înțeleg că dumneata ești specialist pe drumuri. Totuși, Gabriel Siguranță Ursescu, așa. colegul nostru din Suedia, care de regulă intră în emisiunea noastră, dar azi e ocupat, ne provoacă să vorbim despre pădurile din Bucovina și despre deșeuri, despre cum se prelucrează, cum se evacuează, dacă se reciclează deșeurile și în Suceava și în Iași. Păi la noi aici, în Suceava, avem o problemă care ne batem de ceva timp. O groapă de gunoi pusă, amenajată pe un vârf de munte, pe pasul Mestecăniș. Ea a fost gândită din 2008, iar acum e finalizată. Nu-i dată drumul pentru că nu e operatorul care să aducă deșeurile pentru a le depozita acolo. Dar mai sunt și câteva procese, iar ca o chestiune, așa să zicem noi, mai plăcută sau neplăcută, Consiliul Județean de anul trecut și-a angajat o firmă de avocatură, că până acum au pierdut procesele, care ghici a cui? A lui Stoica, prietenul lui Gheorghe Fluture, șeful lui, când era Valeriu Stoica, a fost șeful PNL-ului cândva, când a intrat Gheorghe Fluture în Partidul Național Liberal, prin 2000, prin anul 2000, și dânsul acum îl apără, deci Valeriu Stoica, firma lui Stoica și Asociație, îl apără pe Fluture de acel proces. Dacă zic eu că nu se va reuși să treacă pe treaba asta, sunt niște plângeri la OLAF, partea de DNA, deci lucrurile DNA Suceava, am înțeles că
au făcut că lucrează sau nu știu, poate nu au posibilitatea, capacitatea, inteligența, puterea, nu știu, nu-mi dau seama, că au preluat DNA București. Deci lucrurile sunt complicate. Să vezi o groapă de gunoi și spun ca și poziții, dacă cunoști Bucovina, acolo au fost și în primul război mondial și în al doilea război mondial și tot timpul au fost locuri de luptă acolo. Acolo s-au murit, acolo au fost îngropați eroi, au fost oameni și români și unguri și evrei și tot ce vrei pe acolo, au murit și austrii și tot, au fost îngropați. Iar vine Gheorghe Futur, necanime, de punctul meu de vedere la treaba asta, noi nu avem nevoie de eroi, nu știu cine sunt aia care au făcut 1918 unirea. Și au ras totuși, hai să facem o groapă de gunoi, drept mulțumire la centenar unirii, drept mulțumire că avem noi acum România pe care o avem. Dar de ce nu s-a auzit despre asta? De ce n-a fost scandal? Groapa de gunoi este, groapa de gunoi este sus pe la pas sau este la poalele muntelui? Pe pas, aproape de pas. Dacă știu unde e... Mai jos de pas, vreo 200 de metri cam pe corpul acolo. Păi nu, problema este alta, că acolo ai o foarte mare pânză freatică în zona respectivă. Dar nu mai spun că trece calea ferată, tunelul, nu mai spun că la nu știu cât kilometri, la câteva sute de metri, la vreo 400 de metri sunt case de oameni sau 500 de metri. Ei au falsificat și au spus de fapt că depășește 900 de metri prima casă. Chiar domnul Maxim, care are prima casă, e membru la noi în Partidul Verde. Deci sunt multe anomalii. Cine a făcut studiu, o firmă nemțească, a spus nu se recomandă construirea acelei gropi. Tot tăiat, nu se și se recomandă construirea. Asta ar trebui să fie de competența organelor penale, nu? Că au falsificat păi, și un document. Da, pe așa ar trebui. Și sunt plângeri făcute, inclusiv la OLAF. S-a vedea că groapa de gunoi e făcută raport din nou, câte știu eu, cu fonduri europene, știi? Și puțin mai greu să... Acolo lucrurile se complică. Dar nu atât de greu sau de imposibil. Dacă politic se vrea, discută la Bruxelles, se termină cu groapa și la revedere. Deci nu e o chestie care, da? În fine. Și pădurile, mai ales în Bucovina, unde au mai rămas, că din coace în sud nu prea mai avem. Dar tot se taie. Se taie. Dispar, se taie, se fură, se... Nu știu, noi avem și ghinionul că în Rădăuți este și o firmă austriacă care, bine, nu taie, prelucrează, s-au ajuns în așa fel încât pe vremuri. Noi am avut o problemă în anii 90 cu rumegușul. Rumegușul care se depozita pe malurile apelor, era o sursă de poluare. Astăzi nu mai vezi nici praf de rumeguș, nu mai vezi nimic, pentru că totul se duce în partea cealaltă spre fabricile astea austricilor, unde se prelucrează. Unde? La Moldovița? De nenumărate ONG-uri sau, să zicem, asociații care filmează, au demonstrat, care vine, cu chiar unul recent care au venit cu curmea, au venit cu Chiresa din Galeața, Suceava, și el avea documentație pe 50 metri cum și era, camionul era gol. Că de fapt trebuia să vină de aici, acolo, mai multe chestii, în fine. Acum stai că lași pe Cătălin, colegul nostru, vorbească. Păi și la Moldovița, cine este în spatele fabricii de prelucrare lemnului? Vechea fabrică a fost cumpărată de Omar Haisam, aia au dispărut-o la foc, a fost o chestie, mai, o poveste mai întreagă. La ora actuală, deci am niște informații neverificate, de asta spun, chiar în spatele ei ar fi chiar Dan Barna. Pot fi și bârfe. Păi nu, păi asta zic, a zis că e neinformată, e preluată și tot. Inclusiv, iar la Iași, voi uitați, că noi, eu am început deja o chestie, nu singur, pentru că la noi chiar este o problemă cu poluarea în municipiul Iași. Este foarte mare. Deci oricât, nu știu, datele care sunt, uite, când a fost domnul Vitali împreună cu delegația din Republica Moldova, chiar am fost împreună cu ei la o stație de... măsurarea poluării. Chiar aparține de primăria municipiului Iași, este în subordinea unității la care lucrez și chiar am prezentat, adică un mod de în care se face. Dar sunt foarte multe situații în care nu se reflectă, iar la Iași. Deci chiar este, uitați asta. Noi avem oficial 7 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Dar vorbind la Organizația Mondială recomandă 50 de metri. Uniunea Europeană recomandă 27 de metri pătrați de spațiu verde. Noi la Iași avem doar 7 metri. Dar în acești 7 metri sunt incluși tot ce înseamnă Iașul, inclusiv parcuri care sunt la nivel de dealuri, cimitire și tot. În oală, cum îi zic eu, pe partea deșeul Bahluirii și Nicolinei, nu știu dacă avem un metru, nici un metru de metru pătrat de spațiu verde per cetățean. Și urmează să mai construiască în această zonă încă cel puțin 10.000 de apartamente. Blocuri de P+10, P+20. Problema n-ar fi asta. Problema ar fi cum
facem energia verde. Deci ar fi o bază, dar fiind asociații de proprietari, ar trebui făcute panouri solare de captare a energiei verde cu asta. Asociațiile nu se poate din cauza că asociațiile de proprietari sunt entitate juridică separată, nu se poate face prin primărie, nu se poate accesa fondurile europene prin municipiu. Sunt pic niște chestii care nu pot fi angrenate. Sunt foarte multe chestii de parte de verde. De exemplu, aia se taie acum prin, se taie legal pădurea de la Bârnova, din jurul Iașului. Este o pădure foarte veche, pădurea asta, din care ar trebui, chiar eu pe partea mea de Facebook, tot am popularizat acest lucru, inclusiv mai sunt și alți oameni care au făcut chestia asta. Deci este o pădure seculară, nu este vorba de reîmprospătarea pădurii, cum se zice și ministrul, zice și toată lumea. Nu, efectiv se taie haotic, pentru că așa este interesul, de a se tăia. Pentru că dacă venim să facem asta, invit la pădure, în spate, la casa care am la țară, să vină să vadă cum, ce înseamnă pădure lăsată de izbeliști. Acum eu sunt înconjurat de pădure, pentru că nu s-a curățat pădurea și, bineînțeles, fiind arbor care nu e interesant, plop și tot ce înseamnă neinteresant, aici sunt ștejar, tei, faci, tot material care este valorificat. Cornel Burete ne provoacă să discutăm despre siguranța cetățenilor. Probabil se referă la ultimele evenimente cu bătăi stradale, cu poliția și cu jandarmii sau cu disperarea unora care nu mai au ce mânca și le vine să iasă în stradă, mai bine să moară de bâta jandarmului sau împușcat, cum iată s-a întâmplat mai ieri cineva. Foarfeca mână a fost împușcat de 6 ori de către polițiști și avea omul probleme la mansardă, deci așa se poartă organele cu omul bolnav. Dar omul ne mai întreabă și despre agricultură, tot revenim la programul nostru electoral. Ce facem cu lipsa precipitațiilor în Dobrogea și Moldova? Și de aici viitoarea lipsa a produselor agricole. Un proiect ceva pentru irigații la nivel național se poate implementa, pentru că stăm și ne rugăm să plouă și dacă nu plouă dăm vină tot pe Dumnezeu. Haideți să vedem un pic, tot timpul am zis că partea dinainte de 90 a fost o parte foarte rea. Nu, a fost o parte bună. Eu am terminat mașini agricole ca și facultate. Am avut studiu de făcut de la un moment dat, am avut ca proiect creșterea și dezvoltarea găinilor de ou. Dar în studiu care am fost pe timpul ăla, am fost și am făcut în vizite în diferite zone în care s-au păstrat instalații de irigație. Iar în alte zone s-au furat. S-au distrus pompe de presiune, pompe tot. De exemplu, iau cazul personal care îl știu. La în comuna Ungheni a fost casa de ape de pe Jișa, s-au făcut aproape 6 rețele de irigații, care din loc în loc aveau pompe pentru legat angrenajele de udat și toate astea. Bineînțeles, după 90 au dispărut toate. Înainte de 90 erau 3 tarlale, cum se zice, una de grâu, una de prunc, una de floarea soarelui. Acum 90%, până acum câțiva ani de zile când s-au făcut asociații, 50% era lăsat de izbeliște. Cine este de vină? Noi dăm vina tot pe sistem. Nu, omul este de vină. Pentru că omul vrea să aibă, dar nu are capacitatea de a munci. De asta este, ar trebui la nivel de comune. Eu, sincer, cum am mai discutat cu asta, ar trebui reorganizat din punct de vedere administrativ comunele. Nu se poate să ai o comună cu 2000 de persoane. Adică ar trebui un pic reorganizate comunele și gândit un sistem în care să fie comunele un pic mai mari, în care să poată să facă niște asociații în care inginerul agronom, să fie inginer agronom, să-și facă datoria pentru a verifica tot ce înseamnă. Uitați, se dau insecticide care omoară albinele. Avem și noi respectiva situație. Sebastian Tătaru este apicultor care asta și tot țin legătura cu el și mai spune tipul de pesticide care atacă albinele care oferă viața, cum ar veni, care este proiectul ăla, salvați viața, salvați albinele. Toate sau chestiile astea nu se chiar mai dacă fac. Nu atacă albinele, fac imposibilă exportul, folosirea mierii, pentru că conține pesticide și nu e permis pentru export. Așa se pare că au pățit apicultorii din Republica Moldova. Păi, noi acum, haideți să luăm și partea bună a pandemiei. Toată lumea o vede ca un factor negativ. Haideți să vedem și partea bună. Înainte de 90, în România se fabrica aproape tot.
Acum nu știu dacă mai fabricăm 10% din ce fabricam înainte. Păi haideți să mergem acum să facem. Dom'le, ce avem? Suntem lipsă de mâncare. Foarte bine. Ce facem noi? Importăm, am ajuns să importăm boabe de porumb dulce din Ungaria. Așa, în Republica Moldova. Deci, prima dată, când am venit în Republica Moldova, deci când am văzut boabe de porumb dulce, ma din Ungaria, deci m-a bușit râsul, efectiv. Și am întrebat, dom'le, dar voi nu sunteți, nu aveți agricultură? Ba da, dar, dom'le, aveți fabrică de conserve. I-am zis, dom'le, fabrica de conserve de la Iași a fost distrusă. Nu mai este, nu mai... Eu vorbesc de Iași. Pentru că asta e zona care acum nu pot să mă vorbesc de altceva. Fabrica de conserve s-a distrus. Deci noi importăm produse din toată Uniunea, din toată Europa. Aproape, dar produse de proastă calitate. Mere sau din sau chiar din Turcia. Sau din Turcia. Vă dau un caz de exemplu. De exemplu, înainte de 90, când mâncam o roșie de la serele de lângă Iași, vă spun că străveam din nas, pentru că îmi plăcea roșia aceea de grădină. Acum mi-aș dori să mănânc o roșie de seară. De sincer, vă arăt cazul complet. Roșii care au gust de carton. De ce? Pentru că este procesul de a lor care asta și le iau de verzi. Și le coc într-un sistem foarte rapid, care inclusiv cu anumite substanțe care să se coacă rapid. Sau poate sunt altfel de soiuri. Poate sunt soiuri din cele modificate genetic ca să reziste mult în vitrină. Nu zis, din alea care le foloseam la țară și se sunt zone cocea într-o zi. Noi am distrus CAP-urile și AS-urile. Cum erau făcute ele pe sistemul vechi? Nu era vorba de asta, pentru că noi în 89 aram cu tractorul, iar până în anul 2000 se ară cu calul. Chiar și acum am mai văzut să ară cu calul pe anumite terenuri. Unde vorbim de progresul agriculturii? În schimb, putem să-i zicem că agricultură ecologică, curată. Nu este curată, nu este atâta. Nu mai avem voie să punem, de să știe că bălegarul de grajd este cel mai bun îngrășământ. Dacă este, dar trebuie anumite etape făcute la el. Nu trebuie luat și aruncat. Nu, trebuie anumite etape în care este cel mai bun. În alte, dacă nu este bine gândit, este foarte toxic. Este adevărat chestia asta. Dar haideți să învățăm țăranul, agricultorul, care sunt etapele unei agriculture eco. Ajung la vorba lui Sebastian Tătaru, mă întorc la el. Nu poate să-mi fină mie apicultorul de la Cernavodă să aibă produs bio, iar el care are stupina în spatele pădurii să nu poată obține certificatul de bio, deoarece așa acel certificat de bio se dă de două firme, una din Germania, una din Austria. Lucian, și aici este un interes. Un spectator de-al nostru, Lucian Păunică, nu știm în ce relație cu Partidul Verde, dar dacă ne urmărește, ne bucurăm. Ne dă un exemplu de la el, de la muncă, în Suedia, în Malmo, unde locuiește, are o fabrică de ardere prin producerea energiei. Lucrez în portul de Malmo și nouă ne veneau cel puțin un vapor cu cartoane pe săptămână. S-au sesizat autoritățile din cauza mirosului și au blocat total transportul de Anglia, deoarece nu erau doar cartoane. Se aduceau deșeuri care se incinerau în Suedia și acolo autoritățile au intervenit. Dar la noi chiar în capitală sau lângă capitală se incinerează deșeuri. Sau la Ploiești oamenii nu mai pot supraviețui, nu mai pot respira. Și nu intervine nici garda de mediu, nici ministerul. Nimeni nu știe, toți aruncă pisica moartă dintr-o grădină în alta. Uitați, în Germania se știe foarte clar, oamenii se sperează două lucruri. Garda de mediu și de fisc. Pentru că funcționează, da. Statele. La noi, garda de mediu vine și dă amendă sau fiscul, dă amendă la cel mic, dar la cei mari renegociază, refac și tot timpul tot pierderesc. Eu aș fi, de exemplu, deci toată lumea care lucrează pe teritoriul României să aibă contract cu statul român. Nu contează că lucrezi la orice firmă asta, să ai contract cu statul român. Fondul care le iei să fie tot impozitat, adică pentru tot ce înseamnă impozit să fie către statul român. Dar și statul român la rândul lui să-ți facă facilități. Fiscul, pentru că hai să luăm, dacă luăm un exemplu, noi tot timpul luăm exemple din fiecare parte, nu luăm un exemplu clar. Dom'le, vreau modelul francez sau modelul italian sau modelul german. Nu, luăm și din Anglia și din Franța. De exemplu, luăm sistemul ăsta. Ce face fiscul acum? Bat jocul ăsta, că nu pot să fie până altfel, loteria bonurilor fiscale. Asta este o panoramă. Haideți, domnule, să luăm omului. Eu l-aș spune, de începând din 1 ianuarie 2021, fiecare cetățean
și să oprească toate bonurile fiscale, să le înregistreze sau să fie toate plățile cu cardul. Iar la final de an să-ți returneze o parte din TVA. De ce nu fac chestia asta? Să fie o finanțare albă, să fie o economie albă totală, adică să nu fie întrerupt. În momentul respectiv, chiar și la piață, poți să te duci să plătești, de exemplu, că toți mulți se parte plata cu card. Domnule, ok, ești de acord, plătim cu cardul, dar să fie banca la care lucrăm, să fie banca românească. Acum nici așa nu putem pretinde, pentru că suntem în Uniunea Europeană, poate să vină bănci din oricare din cele 27 de țări europene, pentru că e libertate și de capital și de persoane, brațe de muncă. Am ajuns la chestia asta, suntem corect. Dar haideți să vedem un pic și de ce înseamnă băncile din Uniunea Europeană. Ce au făcut băncile din Uniunea Europeană privind cetățean din România în decursul acestor 30 de ani. De aici și președintele Băsescu în 2009, știți foarte bine, când a zis mă adresez băncilor din Austria care și-au, pe timp de câțiva ani de zile, și-au salvat toate economiile lor cu fondurile din România. Deci n-a declarat-o eu, a declarat-o președintele României. Pe președintele României, anume Băsescu, nu putem să-l suspectăm de bună intenție. Era un populist și un politician adesea irresponsabil și cu declarații nesocotite. Doru Rebenciuc ne comentează. Această țară a fost distrusă cu bună știință. Să lăsăm trecutul, prezentul și viitorul. Trebuie văzut România, care are două mari oportunități în viitor. Mare energie, oportunități mari. Energia verde și agricultura. Și agricultura tot trebuie să fie corectă, că nu te apuci să faci orice fel de agricultură, că și pe timpul lui Ceaușescu sau la noi în Uniunea Sovietică se făcea agricultură intensivă și s-au poluat apele, solurile și aerul într-o disperare pentru mulți ani înainte. Și acum sunt deșeuri de chimicale încă nefolosite, se făcea în necunoștință de cauză. De asta am zis de inginerul agronom al fiecărei comune, care ar trebui să controleze atent fiecare cultură. Pentru că hai să luăm o comună. Dom'le, dacă vrei într-adevăr să-ți faci treabă, în 8 ore, tu poți să faci cel puțin 8 km să mergi, să verifici. Dacă mergi, știi eu dacă mergi, adică să-ți faci anumite etapizări pe zile, să-ți faci așa și verifici. Poți să verifici exact culturi, să verifici exact dacă ce se păstrează, să documentezi acte și toate astea, să vezi exact fiecare ce face și cum faci să-l verifici. Dar nu se dorește chestia asta. Pe urmă, pe energie verde se poate face, dar la energie verde tot nu avem noi. Uitați-vă un pic cine face energia verde în România. Că nu face stat, nu face antreprenorii români, tot vin de afară. Deci noi nu avem trecere la proiectele noastre, nu sunt susținute proiectele noastre, nu sunt lobby pentru proiectele românilor. În primul rând, de exemplu, nu văd în afară, dacă vă uitați, cred că 80% din toate fabricile, toate depozitele au panouri solare. Noi nu avem. Eu am pus, de exemplu, eu sunt la parte pe Partidul Verde, sunt trecut și la parte de sport. Și am spus, domnule, stadioanele. Am stadioane moderne noi. De ce nu s-au făcut acoperișuri din panouri solare? Sunt bine utilul cu plăcut. Corect. Uitați-vă afară. Foarte multe stadioane noi au panouri solare. Deci ei, o parte din energie o prelucrează prin panourile solare. Deci nu cheltuielile, se reduc cheltuielile. Și chiar pe blocuri se pot construi și spații verzi și mansarde cu panouri solare. Se poate trece la forme noi de colectare a energiei, dar nu prea are cine să investească în asta, că sunt necesari bani foarte mult și voință politică. Da, dar haideți să vorbim și de asta. În primul rând, în orașe trebuie gândit foarte bine infrastructura. Trebuie foarte bine gândit tot ce înseamnă, pentru că fie se leagă una de alta. Indiferent cum am luat, transportul se leagă de parte de verde, de parte de construcție, de orice. Deci ele sunt ca un lanț. Dacă o verigă este ruptă, automat tot lanțul cade. Trebuie să vedem și partea progresivă. Deci asta e partea. Iar partea pe agricultură, noi trebuie să reinvestim, să refacem din nou tot ce înseamnă rețelele de irigații. Dar acum pământurile care ar trebui irigate nu mai sunt ale unui singur investitor sau unei astea. Sunt foarte mult fărămițate. Asta înseamnă că un proprietar
De exemplu, să spunem din orice comună, el are 3 hectare, celălalt are 3 hectare, altul are 3 hectare, altul are 3 hectare. Nu s-au făcut într-o asociație a de proprietari a lor să facă o investiție. Pentru că acum, de exemplu, cel care întreține area, care ia terenurile în arendă, impozite, tot ce înseamnă investiții, tot proprietarul face. Și o să spună cel care face în arendă, domnule, acum este secetă, nu-ți mai dau nimic. Eu, ca și proprietar de teren, mai convine să mai investesc? Aveți vreun plan pentru alegerile care se apropie? Că trebuiau să fie acum în iunie, dar probabil în toamnă, da, dacă nu o să mai avem vreun vârf de epidemie. Vă gândiți să candidați? La nivel de Iași, targetul nostru la nivelul județean este de 8%, 8-9%, chiar 10% sperăm. Iar la nivel de municipiu sperăm 5-6%. Pentru că așa este situația. Suntem mai bine organizați la nivel județean, colaborările care le avem și toate oamenii din județ, este altfel asta. La nivel de municipiu un pic n-avem candidatul ideal, ca să spunem, pentru că contează foarte mult omul care trage lista. Avem un băiat foarte tânăr, bun, dar nu reușim încă să-i facem o notorietate și o creștere. De asta zic că o să mergem foarte mult pe asta. Trebuia să avem acum niște acțiuni. Deja noi le-am popularizat asta. La Iași am preluat și două site-uri, ziarulverde.ro și Replantăm România. Noi mergem foarte mult pe partea de Replantăm România. Deja oprisem aproape 2000 de copăcei să mergem să-i plantăm. Trebuia să avem o acțiune comună și cu Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova. Să facem o acțiune comună și în zona Iașului, într-o cum asta, și în zona Republicii Moldova. Gândisem niște planuri astea, dar din cauza pandemiei vă dați seama că s-a stricat tot. Am înțeles, vă doresc foarte mult succes, domnule, da? Cătălin Anichitoaie. Da. Dacă vreți în final o concluzie, văd că domnul Acibotăriță ne-a părăsit, probabil i-a apărut vreo problemă și a trebuit să ne lase subiect. Posibil. Nu, în primul rând vreau ca toată lumea să aibă încredere în proiectul Partidului Verde. Deci se vede că Florin Călinescu trebuie privit nu ca comedianul Florin Călinescu, ci ca omul politic Florin Călinescu. Deci se începe să se vadă partea politică de mesaj a domnului președinte, pentru că foarte multă lume pe Florin Călinescu știe ca și omul de televiziune Florin Călinescu. Nu, trebuie să-l vadă și omul politic Florin Călinescu, pentru că este un om. Deci am avut discuții foarte multe cu dumnealui și pe tet-a-tet și oficiale, cum ar fi și asta. Este un om foarte bun politic. Deci este un mesaj direct și foarte clar și vorba dumnealui la un moment dat, domnule, că trebuie să vedem și partea bună, dar și partea rea a politicii din România. Haideți să ne implicăm și să încercăm să o facem altfel, mai bună politică, să ne facem loc în viața publică politică, și în clasa politică. De o politică curată, de o politică verde. Noi trebuie să mergem partea de asta și, de exemplu, aia sloganul nostru este Iașul Capitală Verde. Capitala estică verde, să zic așa. Din păcate este verdele celălalt, nu este verdele, este verdele ăla care face este verdele care ar trebui să fie. Într-adevăr, nu pot să spun că și primarul actual, deși asta, ea are și încearcă, merge, încearcă să facă. Nu știu, nu sunt angrenat în partea de administrație să spun, domnule, greșește acolo sau acolo, dar tot timpul și chiar mi s-a și spus, domnule, că te-ai luat de primar. Da, în momentul când greșește, mă iau pe frunt. Sau acum am avut câteva, pot să spun, indirect atacuri la adresa ministrului mediului, pentru că este tot eșan. Dar nu mi se pare corect ca tu în pandemia asta să accepti în continuare să meargă cu tăieri de copaci, chiar dacă sunt avizate. Adică perioada asta trebuia stopate anumite, că asta am și zis la un moment dat. Domnule, ok, inclusiv a ieșit și primul ministru și a zis, domnule, că sunt 200 de oameni care s-au îngrenat în ceea ce înseamnă păduri, tăieri, romi. Și am zis, am cerut și eu un felul următor. Câți angajați are Rom Silva? Care a fost profitul pe anul trecut a societății Rom Silva? Și care sunt societățile în România care beneficiază de acest lemn tăiat din România? Bineînțeles, nu s-a primit niciun răspuns.
Mulțumesc foarte mult pentru participare și dumneavoastră și colegului de la Suceava și celor care au Și eu comentat, și au pus întrebări. Vă rugăm dați like, share, ajutați-ne să răspândim unda asta verde de atitudine. Și vă mai așteptăm în edițiile următoare. oricând, oricând. Rog pe toată lumea să ne propună teme de abordat, oameni de invitat și haideți să Nu, facem urmează, împreună. ulterior aici urmează să discutăm efectiv și proiecte, efectiv ce trebuie să facă partidul la nivel, urmează alegerile locale în primul rând, la primul pas și ulterior o să fie și cele parlamentare. Adică trebuie să gândim și un program politic la nivel local, fiecare zonă în parte, fiecare zonă cu problemele ei trebuie să și le identifice. Pentru că aici problemele de la Iași nu sunt aceleași probleme ca la Craiova sau ca la Timișoara. Sunt probleme generale, dar sunt probleme strict punctuale. Pentru început, emisiunea asta așa are ca scop să facem o carte de vizită, să ne cunoaștem la față, la vorbă, la gânduri și după care să ne avântăm în luptă și să ne vedem care și cât reușește să realizeze. La O revedere! seară frumoasă vă doresc. La revedere!